Salutare, băi, fraților! Ce să facem noi în zilele astea, mă rog, adică eu, în zilele astea de Paști? Ia, haideți să ne uităm noi frumos la Motofierăstrăul Proroan HCS 155, care este trup și suflet la fel cu Ruri SRM 540. La aceeași capacitate, dar cred că de data asta aici vedeți și voi puterea reală de 3,2 cai, așa sună și aia care o prezintă Bobby și oamenii ăștia aici o dau și la un preț corect, la 925 de lei și e și adevăr, 3,2 cai. Și cu siguranță, după cum sună RM540, ăsta e adevărul. Haideți să ne benoclăm la poze. Ia uitați-o, ca și colorit. Mi se pare mult mai faină culoarea asta de negru-roșu decât culoarea de la Roaris, trup și suflet chinezesc. Așa, încă o poză. Ha! Același șoc, același start. Dar, după cum vă spun, arată chiar foarte bine, vizual, estetic, adică combinația asta mie îmi place foarte mult. Ce văd că lipsește aici, nu știu dacă la roare să-l are, parcă n-are de compresor. Nici nu-i trebuie, l-o avea în altă parte, o greșit eu, dar nu, n-are. Nici nu-i trebuie, nu-i problemă că n-are. Chiar și aici, uite, toba e vopsită, e la fel aceeași tobă, dar e vopsită, adică e vopsită, da? Are un alt aspect. Spatele, uitați-l și voi la fel. Da? Ați văzut? Aceeași treabă, numai că la un preț bun. Hai să vedem. Ia uitați aici. Vedeți? Ia uitați. 910 lei. Și la mai puțin. Se poate, da? Vedeți? Vedeți. Haideți să vedem dacă... Da, hai să-i vedem descrierile. Bla, 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 bla. Vezi mai mult. Eram curios să văd cu ce lamă vine aia de la Ruris, parcă venea cu 50 de centimetri, enorm. Da, hai să-i dăm mai jos, poate scrie. Da, vezi mai mult. 3,2 cai, bla, 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 bla. Să nu scrieți, mă, sau și mie mi-e lene să citesc. Are și două review-uri. A tăiat 4 metri cubi și a rămas turată. Am crezut că va zbura în aer, am trimis-o în serviciu, au reparat-o, dar a venit cu lipsa un șurub. A, e, merge și fără unul. Nu trebuie să o trimit în serviciu, că nu mai pornește, nu are scânteie la bujie. Am avut eu noroc să nimeresc una nereușită. Acum sper să rezolvi, sper și o să rezolvi. Merge ok, sunt mulțumit de ea, am tăiat 12 metri cu ea și doar se joacă sa în ele. O, e, bun. Ce culoare trebuie să fie amestec cu benzină? Corect, nu contează culoare. Contează calitatea. Poate să fie și căcăniu în dungi. Dacă e prost, e prost. Uleiul. Deci, de cât e lama? Lama, lama, de cât e lama? Halatul, halatul, cât e halatul, știți voi. Da. Vedeți voi? Despre asta e vorba aici. Asta e și realitatea, în mod real, 3,2 cai și cred că la mai de 38, după cum pare, și tot așa. Și se cere pe ea un preț decent, dar bine, sincer, eu nici 925 de lei n-aș da pe ea, pentru că am auzit-o în clipurile lui Bobby și e o drujbă, eu îi dau, mai ales la sunet și la cum merge, nasoală rău. Are o tonalitate enervantă,
o tonalitate brăgușită, urâtă rău de tot la tobă. E o drujbă care nu are potențial de overclock, Popara Miro știe ce înseamnă. Adică asta poți să-i faci și muffler mod, nu cred că scoți mare căcat în plus de nea. Dar poate ceva să mai schimbă, da, nu mult. De asta, auzind-o cum merge, nu e ceva care aș cumpăra nici să testez. Ăsta e adevărul, dacă nu-mi place, nu-mi place. Mai bine mai iau un NTMF 011 și o modific iar. Deși pe aia am dat-o, am vândut-o, pot să iau alta, nu? Dar nu, o să mă opresc cu cumpăratul de drujbe, că mi-a ajuns, am testat destule. Ia să vedem ce mai e de la ProRun. TCS 4100. HCS 145 și TCS 5000. Da, dragi prieteni, o să dau iarăși înapoi să vedem mai e ceva pe aici prea drujbe care merită luat în seamă. No. Și uitați și voi, acum hai să vă mai zic o chestie. Drujba asta de la Roaris, asta, e fix NTMF 011, să știți. Numai că e NTMF 011, nu știu cât mai e, dar asta uitați și voi cât e. E 815 lei. Și NTMF 011 e 469 de lei. Tot mult și la NTMF 011, eu sunt un om corect, e mult. Da? E mult, să spunem, părerea mea. Nu-i foarte mult, dar e mult. Eu când am luat-o era 350 și a mai și fost la prețul ăsta, 350, un preț corect pentru nemodificată. Dar să spunem că un 400 de lei e pe acolo, e ce trebuie, așa. Și aceeași treabă cu Rurisul ăla de vi l-am arătat eu, care cer dublu pe ea. Păi nu sunteți voi mărlani. Rurisule, rușinică, știți voi vorba aia, rușinică, top rușinică. Au scumpit ăștia și văd și Blade Alpinos, de astea le-au scumpit în spume, în spume le-au scumpit. În spume, bă, frate, bă, asta e, ce nu s-a scumpit în ziua de azi? Ia să vedem, mă. Au și Husqvarna 550 Mark 2. Hai, să-i cătăm. Bla 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 XP 3000 de lei, 550 XP normal. Na, ăștia, da, s-a scumpit și astea, din câte știam s-au făcut 3500 de lei, din câte știam. Asta e treaba, toate s-au scumpit, toate s-au scumpit. E o nebunie. O nebunie. Bun, gata, băi, fraților, cam ăsta e clipul, sper să fie ok să se audă, să nu vorbi ca prostul. A, se mai întâmplă, mai vorbesc și ca prostul. Mai o iau și pe arătură, mai vorbesc și degeaba. A, v-am salutat și toate cele bune.